Deci, în sumă, asta am încercat să refolosim, reutilizăm tot ce am putut. Tot ce am găsit în casă, tot ce am colectat de la voi. Numai ca să vă arătăm încă o dată, știm că știți, dar să vă arătăm încă o dată spiritul ecologic și simțul practic, dacă vreți. Pentru că, la urma urmei, ne-au și costat mai puțin jocurile decât dacă le-am fi cumpărat. Deci, Asociația Natura va invita astăzi la un eveniment Natura Fest 2. Suntem tare mult că am ajuns la a doua ediție. Și spunem că am progresat, o să ne spuneți voi la sfârșit. Și ne-am strâns ca să vă arătăm încă o dată cum putem începe ecologia de la noi de acasă. Prin gesturi mărunte, începând cu fiecare lucrușor pe care îl putem folosi în casă și să vedem dacă nu mai putem da o utilitate, dacă nu trebuie să ne gândim bine înainte de a arunca pe oriunde. Și noi spunem că nu aruncăm, ci reciclăm. Atât cât putem, atât toate materialele care se pot recicla. La ce vă invităm astăzi? Sperăm la un program bine organizat pe ore, noi sperăm să ne ținem de el și vă invităm la. Hai să începem cu jocurile mai pentru cei mici. Vă invităm acolo, la docuri, să faceți o grămadă de forme din docuri. De la floricele, la fluturași, dacă știți, și așa mai departe, ca să vedem că fiecare doc contează. Apropo de fiecare doc contează, mai avem și un joc intitulat chiar așa, în care o să aruncăm docuri în niște doze de aluminiu. Tot în spirit ecologic am zis noi să nu ne aruncăm în orice. O să vedeți că sunt numai cutii de la praf. Firmele nu contează astăzi. N-avem sponsorizări nici de la Sprite pentru copice, nici de la NAN. Asta pentru că am oprit cu de 6 luni, dar și au participat iar cutii de 20 de NAN. La ce vă mai invităm? Aici avem un atelier reciclat, i-am spus noi, în care Megan, vă exersați și eu și exersa cu ocazia asta, o să vă înveți să faceți niște vase. Ea le spune crem de deșezi pentru că își pune bombonete. Voi vă puteți spune cerceluși, brățări, chinelușe, bani, spune toată lumea, dar acolo ca pentru mamă rății și așa că nu prea contează. În orice caz, legă din bucăți de peturi, fundul de peturi, lipite cu hârtie, o să mai face ceva util, drăguț, care poate fi chiar dăruit, ori în casă, ori altcumva. Ce mai avem? Mai avem scrabble reciclat. Deci scrabble fără nicio justificare neapărată ecologică. Ecologia stă în faptul că tot a fost reciclat acolo. De la cartonul pe care l-am folosit până la piesele de joc, băncute și așa mai departe. Și mai invităm la senzația, zicem noi, o să spun mai zile, la copricile reciclate. Ce să spunem? A, nu pot să fie senzație. Copice, la, cum se cheamă? Improvizate din peturi, mingile de Pauli, vă dați seama că ne țin degetelele și le-am improvizat din mingile de tenis. Și ce jocuri mai avem? Mai avem, un joc ce e chiar treabă foarte serioasă acolo, cu pictatul pe față. Cine vrea să-și mângească cu vita astăzi, o face acolo la masă, artist și evali, vă dăm pe mâna cu limba bun, să știți, deci nu ne-am băgat nici filologi, avem în echipă, nici ingineri, avem în echipă chiar acum artist să facă lucrul ăsta. Și cam atât am dat pentru partea de care am răspuns eu, adică e fun, ce sunt mai e partea de entertainment, da? Acum am trecut la treaba serioasă și le invit pe Florin să spună mai multe din partea administrativă, dacă vreți. Dar e plictisitoare, pentru că asta înseamnă adresare de mulțumiri, înseamnă justificări, pentru proiectele noastre, ceea ce e foarte serios. Deci am îmbrăcat totul în haina jocului, dar îmi place mie să fiți pești ceva ecologic foarte serios. Eu mi-am pregătit câteva cuvinte de acasă, sună un pic mai dur cu ceea ce o să spun, dar este realitatea. Situația în care ne aflăm, referitor la mediul înconjurător, îndrăznesc să spun, este gravă. Și o spun mai ales privind spre ceea ce ne îndreptăm și viteza cu care o facem. Mare parte a omenirii nu a înțeles că prin modul de viață, cu dorințele și comoditatea ei, își distruge tocmai habitatul în care reține în viață. Nici o specie cunoscută de noi nu face acest lucru. Acest festival, Natura Fest 2, aflat la a doua etapă, este un semnal în sensul că nu se mai spune. O să trec direct la mulțumiri, o să mai spun doar că posibilitățile noastre materiale pentru realizarea acestui festival de ecologie nu ar fi existat, nu am fi avut aceste posibilități fără colectarea maculaturii prin proiectul Sacre Sper. Acum au început și școli, avem 14 școli în concurs, avem foarte multe firme, foarte multe instituții care colectează împreună cu Asociația Natura.
Mulțumim pe această cale tuturor celor care au rămas alături de noi în această campanie de colectare a maturatului și au înțeles că domnul de nou să fie rezultată din activitatea lor, instituții sau firme și școli, de fapt ne susțin activitățile noastre. Vă invităm pe această cale, începând de săptămâna viitoare, în fiecare sâmbătă și poate și duminică, dacă ne permite, la plantările de toamnă. Vom începe plantările undeva la Traian, în satul Traian, comuna Traian. Vă invităm să vă scrieți și ca voluntari în cadrul asociației, să fiți în bază mentalizată și să vă invităm de atâtea ori de cât ori va fi necesar, toate activitățile noastre. Acum voi trece la mulțumiri. Mulțumim în primul rând de primăriei Bacău și Consiliul Local Bacău, care prin legea 350/2001 a sponsorizat acest festival. Mulțumim Complexului Comercial Arena Mall, care ne-a găzduit festivalul. Acum nu se mai putea face afară, în ciudat, sigur ăsta. Am fost foarte plăcut surprins când am vorbit cu Oana Voicu, care este managerul marketing, să văd că ei folosesc, ca și noi, de altfel, topuri de hârtie reciclată. Deci este, cred că, pentru prima oară când o văd în culoarea aia. Plăcut surprins. Să puțin acum de curând. Care are de grijă, chiar care o folosim noi, e un pic mai mult la culoare și probabil că poșoare culora, când vedem multe scrisori. Așa, mulțumim firmei Docu Center, a care a administrat Olivia Mariana, Lugu Mariana, a fost mereu alături de noi când ne-a, de când ne-am făcut activitatea, ne-a și ajutat cu printurile. Mulțumim firmei Tehnix, a care a administrat Olivia Mariana, a susținut că la fiecare apariție a bulletinului nostru informativ, a ajuns acum la numărul 4, o să vă primiți fiecare. Mulțumim apelor române, direct apelor Siret, care ne-au venit cu doamna Irina Florescu, 290 de broșuri, care ne învață cum să păstrăm apele curate și care vor fi primite de către toți participanții la acest festival. Vă reamintesc că festivalul va dura 2 zile, astăzi și mâine, între 2 și 8. Mâine va fi marea tombolă, începând cu ora 4. Mulțumim Centrului Regional de Ecologie, care ne-au oferit ne-a tot în curând de studiante cu aerele protejate pe care ei iau în cutăție și care ne vor învăța ce înseamnă fiul de stată din jurul Bacăului și cum ar trebui să te comporte cineva care se află într-o asemenea aerele protejată. Mulțumim asociației Veniți cu Noi, o legendă mereu fie reprezentată prin domnul Remus Rupu, cu toți îl cunoaște, care ne oferim biliante pentru toți participanții care ne învăță despre ecologie, care ne spun ce fac în asociația lor. Mulțumim să încep cu cei care am aici APM-ul, Agenția pentru Protecția Mediului, reprezentată de doamna Maria Dornos. Mulțumim ARPM-ului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, reprezentată de Marius Pimban și Megan Hopper. O americană venită să facă voluntariat în Bacău prin Discord, cu părții. Mulțumim, începem așa cu tuturor membrilor care ați încercat să-i vină natura. Am spus, Apele Române, direcția Irina Florescu, mulțumim și lor. Mulțumim tuturor membrilor asociației Vin Natura și tuturor voluntarilor. Suntem un număr de 10 și o nouă voluntariță aici cu noi. Este Cătălina. Mulțumim colegului național Cantonul Sfântul Iosif, reprezentat aici de doamna Mihaela Galan și tuturor elevilor care au venit, un număr foarte bun. Da. Mulțumim colegului economic Ioan Ghica, reprezentat de membru nostru Mihai Gabi. E tot un arhanghel, așa de așa. Gabriel Gabor, așa și de doi voluntari care a venit de la spală. Așa, mulțumim școlii Satoveanu, clasele 1-8, care de anul reprezentată de doamna Marinela Potrănice. Așa, și am văzut că mai au profesoară pe noi. Așa, care a zis că voluntarii cei mai mici aici de pe noi. Cam atât să mulțumirile. Sunt multe și acum de valul. Dar ce vreau să mai spunem, că nu v-am spus ceva mai frumos, și anume premii.
o să avem concursuri cu premii, după programul stabilit. Dacă vrei să exersați trei timp, vă exersați doar abilitățile și nu câștigați nimic decât la ora stabilită pentru concurs. De activități care vor lua permanent, sunt adopuri și la make-in pentru voastre atrează cu pușcuri de frescune. Deci acolo puteți să stați oricând, vă facem poză cu propria creație. Dacă vreți, vase de frică puteți lua acasă, vă postăm poză de frică. Dacă vă interesează, în ceea ce privește premiile, avem cam ceea ce vedeți pe noi. Tricouri, șerci unde vedeți, brelocuri, becuri ecologice și topuri de hârtie reciclată, vă spuneam totul spin eco. S-au inscripționat cu brandul nostru, ce să zicem, asta e ca să mai cunoască lumea. În ceea ce privește Marea Tombolă, va trebui să extrageți un bilețel. Și cu bilețelul ăla o să vedeți mâine de la ora 16, când începe desfășurarea Tombolei și o să vedeți voi ce e acolo mai mult. Acum sperăm că am fost destul de atractiv și v-am invitat la teaser. Mai ceva înainte, am vrea să dăm cuvântul invitațiilor și la început, și dacă sunteți și mâine la sfârșit cu noi, să vedeți cam cum ne-am descurcat și să ne dați așa un feedback sau să dați o palmă sau o bătaie pe umăr, ce alegeți, o să vedeți dumneavoastră. Dar vă rugăm să spuneți câteva cuvinte. Bună ziua! Poate că unul dintre voi mă cunoaște. Colegii mei m-au rugat să vorbesc și numele lor. Încerc să-mi găsesc un cuvânt atât de vedere că eu sunt încă sub influența activităților mele de acasă. Este un eveniment de o factură mai neobișnuită. Anul trecut s-a desfășurat ediția întâi a Naturii Fest în față la prefectură într-o perioadă a anului mai potrivită pentru activități de genul acesta. 31 mai, 1 iunie, da, și da. Nu contează asta. Important este că până la urmă ați încercat să aveți continuitate și chiar dacă mai târziu e mai bine. Locația este neobișnuită. Iar trebuia să știu că este aici și mă aude reprezentantul acestei entități care a dorit să încurajeze activități de genul acesta. Mai rar. Asta e foarte bine. Noi le spunem pe spălarea păcatelor că în raiul consumerismului noi vrem să ștergem. Păi tocmai, da? Vedeți, chiar dacă aveți deocamdată mulți participanți, poate și pentru faptul că este sâmbătă, este frig, la școli deja sunt agitații legate de gripa nouă, dar m-am și întrebat. Ecologiști nu se prinde. Așa. Totuși, măcar pentru cei care trec la magazinele din zonă, să se oprească măcar 5 minute și să vadă ce se întâmplă. Să știți că în Occident, acțiuni de genul acesta, în mari de unități, care le provoacă ei, deci nu la inițiativa unui ONG, se întâmplă foarte des. Și există chiar și o concurență, nu știu ce să mai organizeze. Pe de-o parte, își fac rost de clienți, și pe de altă parte își fac reclamă pentru voluntariat și cine știe, poate dintre cei care sunt astăzi aici, veți avea doar voluntari. Pentru că ONG-uri în general au nevoie de cât mai mulți voluntari și este bine să fie ele, pentru că veți încerca să învățați lucrurile bune care să le pună acasă. Pentru că toate campaniile noastre pe care le desfășurăm și noi și Agenția Regională și Poliția Apelor, există o perică lipsă între informația pe care o transmitem noi și feedback-ul populației. Probabil că copiii care vedem astăzi aici sunt perica de legătură. Nu e același lucru să vină de la noi o informație și aceeași informație legată de același subiect să vină de la propriul lor. Nu știu, sperăm întotdeauna să fie interfața între autorități și... Așa, și ca să nu mă lungesc prea mult, proiectul colectării și reutilizării deșeurilor, de a ne privi ca și obiecte de distracție până la urmă, la un moment dat, dintre ele, va trebui să se extindă, pentru că, din fericire și nu întâmplător, se presupune că la anul viitor vom avea acea groapă de colectare selectivă, unde vom depune deșeurile și atunci, vrem, nu vrem, noi, cu cât suntem mai civilizați, producem mai multe deșeuri, așa, și în unele țări civilizate din nordul Europei, cantitatea de deșeuri, cantitatea, nu spun structura lor, arată prosperitatea familiei respective, ceea ce nu este un lucru,
să separăm gunoiul nostru de zi cu zi, lucruri pe care am putea să le refolosim și restul ce nu mai folosim să le așezăm acolo unde trebuie. Felicit încă o dată inventivitatea dumneavoastră și sper că până la sfârșitul programului de astăzi și poate mâine, că nu știu mâine dacă avem cu mâine ce să mai termină. Mi-ar plăcea să văd imagini din tot ceea ce se va desfășura. Așa. Și mi-ar plăcea să merg prin școlile unde sunt acești copii, să-i întreb ce răspuns, ce reacție au față de tot ceea ce văd. Pentru că totul începe cu o curiozitate și se încheie cu o autoconștientizare. Sper să fiți viitorii activiști de mediu din lumea viitoare și sper că veți înțelege că insistența noastră a autorităților de mediu nu este ceva întâmplător, că noi vrem să vă învățăm numai lucruri bune. Mulțumesc! Mă bucur că mă aflu la cea de-a doua ediție la Dorată. Anul trecut chiar vorbeam cu părinții, mi-a zis părinții să devin un eveniment anual. Iată că am ajuns la noua ediție, trebuie să fiu și a treia și a patra și a era. Locația e bună, zic eu. Era mai frumos dacă era în vară, dar nu e nimic. Sper să fii mai mulți participanți față de anul trecut. Sper să fie copii alături de părinți. Părinții sper ca unul dintre ei, dacă n-au făcut-o, să se vede acele formulare cu 2%. Evident că vine doar dumneavoastră și da, noi. Recomand acest lucru, fiindcă aveți nevoie și se vede ce faceți cu banii. Și dacă mulți părinți vor face lucrul acesta, probabil că la anul aventura e lumea într-un spin și mai mare. Felicitări! Vă doresc să fiți sănătoși ca să continuați aceste activități. Da, ca să ne întâlnim să convingeți cât mai mulți să vă fie voluntari în aceste două zile, da, să trageți de ei, o să tragem și noi de tot să stăm aici. Și ce să vă spun? Stați, plăcută. Și mult de învățământ acum una. Succes! Da, niște engleză ar vrea să auziți? Ei, copii, dar și mici, când ne-am întâlnit de fiți toate engleză. Hai că vorbim aici, fiți mă auziți? Mă, it's the first time. E prima oară când avem și invitat din afară, așa că hai să ne plătim urechile puțin, da? I will translate, o să traduc nicio problemă, da? Sorry, that was inconvenient. Well, Deci, understand her. Dar înțelege foarte bine, așa că puteți să-ți mai spun lumea. Thank you for inviting me to come to state. I think that this is such a great opportunity and such a great celebration. And I think that's really important to talk about recycling.